bună ziua! Mă numesc Mihalache Georgiana, sunt mama lui Mihalache Luca. Băiețelul meu, după cum știi, suferă de paralizie cerebrală infantilă, de hipotenie severă, de autism, like, retard neuropsihomotor în limbaj și dezvoltare. El deocamdată are 4 ani și 2 luni, nu merge nici măcar de-a bușelea, nu vorbește, nu interacționează cu noi, absolut nu face nimic ce ar putea face un copil normal. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a putea continua terapiile, pentru a putea realiza o sesiune de terapie de hiperbară la Târgu Mureș. Ajutați-ne, vă rog, din tot sufletul. Gândiți-vă ce e în sufletul meu ca mamă când văd că fratele lui David nu se poate juca cu Luca, pentru că el nici măcar nu se uită la el, nu îl bagă în seamă. Luca nu primește comenzile de la cap, degeaba facem noi foarte multe terapii, deocamdată comenzile de la cap nu sunt ce ar trebui. Trebuie să muncim foarte, foarte mult, zi de zi, terapii și costisitoare. Am ajuns într-un prag în care nu mai putem. Ar trebui să strângem suma de 15.000 de lei pentru a putea face oxigenare hiperbară la Târgu Mureș și pentru a putea încerca totul. Ne bate gândul chiar pe viitor să facem și transplant de celule stem. Doar că avem nevoie de ajutorul nostru. Sprijiniți pe Luca, vă rog din suflet, prin Speranța, Asociația Speranța pentru România. Orice mică donație, că va fi de 5 lei RON, de 10 RON, pentru noi este un pas înainte. Gândiți-vă la acest copil cât de frumos este, că are o copilărie înainte, dar asta numai dumneavoastră puteți să i-o redați. Vă mulțumesc mult pentru donațiile făcute până la ora actuală și vă rog, fiți alături în continuare de Luca, ca într-o bună zi să fie și el pe picioarele lui. Donați prin Asociația Speranța pentru România.